darea decretului de moarte. I s-a dat putere să facă să fie omorâți toți cei care nu se vor închina icoanei fiarei. Apocalipsa, capitolul 13, cu versetul 15. Când Iisus părăsește locul preasfânt, Duhul Său constrângător se retrage de la conducător și de la oameni. Ei sunt lăsați în stăpânirea îngerilor răi, apoi, sub sfatul și îndrumarea lui Satana, vor fi făcute asemenea legi încât dacă timpul n-ar fi foarte scurt, nimeni nu va scăpa. Am văzut că cei patru îngeri vor ține cele patru vânturi până când lucrarea Domnului Iisus în sanctuar va fi terminată și apoi vor veni cele șapte plăgi. Aceste plăgi au înfuriat pe cei răi împotriva celor neprihăniți. Ei credeau că noi am adus judecățile lui Dumnezeu asupra lor și că dacă ne-ar îndepărta de pe pământ, plăgile vor înceta. S-a dat un decret ca sfinții să fie omorâți, ceea ce i-a făcut să strige zi și noapte pentru scăpare. Acesta era timpul strâmtorării lui Iacov. I-am văzut pe conducătorii pământului consultându-se împreună și pe Satana și îngerii lui preocupați în jurul lor. Am văzut o scriere ale cărei copii au fost răspândite în diferite părți ale pământului. Prin aceasta se dădea ordine ca, dacă sfinții nu renunță la credința lor deosebită, nu renunță la saba și nu țin prima zi a săptămânii, oamenii să fie liberi după un anumit timp să-i omoare. Deși un decret general a fixat timpul în care păzitorii poruncilor să fie dați la moarte, în unele cazuri dușmanii lor vor anticipa decretul și vor încerca să le ia viața înainte de timpul hotărât. Dar nimeni nu poate să treacă de păzitorii puternici din jurul fiecărui suflet credincios. Unii sunt atacați în timp ce fug din orașe și din sate, dar săbile ridicate împotriva lor cad fără putere ca niște paie. Alții sunt apărați de îngeri în forma oamenilor de război. Dacă oamenii ar putea avea ochi cerești, ar vedea grupe de îngeri care excelează în tărie, tăbărâți în jurul celor care au păzit cuvântul răbdării lui Hristos. Cu gingășie plină de simpatie, îngerii au fost martori la chinul lor și le-au auzit rugăciunile. Ei așteaptă cuvântul comandantului lor ca să-i smulgă din primejdie. Dar trebuie să mai aștepte puțin. Poporul lui Dumnezeu trebuie să bea paharul și să fie botezat cu botezul. Amin.